în goană după mâncare. Pe semne că lui Smiley s-a făcut foarte foame, altfel nu ne explicăm de ce șoferul lui a încălcat regulile de circulație, grăbindu-se să ajungă la un restaurant din Buftea. Acolo Smiley trebuia să se întâlnească cu Pavel Bartoș. Și pentru că nu mai are permis, cântărețul s-a lăsat pe mâna șoferului, care a tăiat linii continue și a depășit coloane de mașini, numai pentru a-l duce la restaurant. Când au ajuns la destinație, Smiley l-a așteptat pe colegul lui Pavel. După ce a sosit ca un șofer responsabil, Bartoș a verificat cauciucurile la coborârea din mașină. Apoi au intrat împreună în local. Noi sperăm că a fost o masă copioasă, ca să merite graba.